Penalitățile ar putea părea foarte mari. Se vehiculau la un moment dat cifre ceva de genul 200.000 de euro pe zi, în cazul în care se ajunge la infringement. Dar trebuie să vedem lucrurile și din altă perspectivă. Faptul că noi discutăm permanent de, de penalități, din punctul meu de vedere, este o perspectivă destul de restrictivă și poate chiar motivul pentru care nu reușim să facem pași concreți în realizarea obiectivelor. Uniunea Europeană și aici probabil cei din Ministerul Mediului ar trebui să fie mai exact în comunicare, Uniunea Europeană nu vine în cazul în care nu ți realizezi obiectivul, îți ia gâtul, îți dă penalitate și Uh, acea sumă trebuie plătită. în fiecare zi cât un bon de 200 de în fiecare euro. zi 200 de mii. Din potrivă, în momentul în care diferite obiective, inclusiv cele la care făceați referire, nu sunt realizate, ai obligația și dreptul de a veni în fața comisiei cu un plan în care să arăți diferite măsuri pe care ți le propui să le realizezi, pentru că scopul Uniunii este ca acest lucru să se întâmple. Trebuie să înțelegem că alții au făcut-o, faptul că se iau niște bani nu rezolvă problema. 200.000 de euro pe zi pe care noi am plătit Uniunea Europene nu rezolvă conservarea resurselor, protecția mediului sau cum făceam referire la sănătatea oamenilor. Deci, penalitatea este ultima măsură pe care Uniunea Europeană o ia în calcul în cazul discuțiilor cu o țară membra. Deci, eu n-aș considera un pericol real, ci, din potrivă, cred că ar trebui să ne uităm ce am putea face în mod concret, activ, astfel încât această discuție de penalități să nu existe. Pentru că timp avem.